Simplu, vreau să vă spun, la noi sunt târzi acum cu pensiile, eu m-am adresat la Ministerul Culturii, de ce sunt târzi, la care contabila mi-a spus deschis, vedeți că eu nu mi-aș fi instituția, mi-a spus deschis. Chiar acum vin la o ședință a Guvernului, nu există bani lichizi. Nu sunt bani. Iată ce vrea. Noi știm că în acești 20 de ani nu ne-a dat o rublă Rusia. Să ne ajute cu împrumut. Eu nu vorbesc să ne dăie de pomană chiar. Nu ne-am împrumutat. Din potrivă, au pus embargo pe toate vinurile și producția noastră și așa mai departe. Trebuie vopsit gardurile cu vinul moldovenesc, deși ei n-au garduri și trebuie să le facă tot moldovenii și garduri. Și ei ne cheamă înapoi acolo, la dânșii.